Bine ați venit la festivitatea revenirii Comunului Asistentului Medical, Polipotriciale Sanitare, Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Paștani, cea de-a 15-a promoție a școlii noastre și în acest cadru festiv doresc să invit alături de noi pe domnul președinte, director general, fondator al școlii noastre, profesor dr. Ionel Ghenea. Doamnelor și domnilor profesori, dragi elevi, onorată asistență, astăzi, moment de sărbătoare, în unitatea noastră de învățământ, Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Pașcan. Am reușit în cei 19 ani de activitate, să creăm această plusvaloare ca și unitate de învățământ în această zonă deosebită cu titan ai acestei zone pe care eu personal îi felicit pentru că au avut încrederea deplină de a-și îndruma atât copiii, cât și pe cei care nu și-au finalizat studiile și și-au dorit completarea lor, cu mare încredere la această unitate de învățământ acreditată și singura în această zonă și doresc să mulțumesc colegilor mei profesori care trudesc de peste 19 ani în această unitate cu continuitate și seriozitate. De aceea doresc totodată să mulțumesc și elevilor prezenți astăzi, dar nu numai, ci celor care au reușit să ne calce pragul în cei 19 ani de activitate și totodată doresc să mulțumesc autorităților locale, județene, Inspectoratului Școlar al Județului Iași și conducerii Ministerului Educației Naționale, care în această perioadă de timp au fost alături de noi și prezenți în monitorizarea activităților ce le-am derulat în această perioadă. N-a fost ușor. Absolut deloc. Ține cu că 3-4. Nu suntem exact cum am discutat ce am prezentat și în ceilalți ani plângăreți de profesie, din contră suntem persoane verticale, din punct de vedere deontologic profesional, am reușit să prezentăm în această perioadă de 20 de ani acestor comisii de evaluare efortul ce s-a derulat la nivelul unității noastre de învățământ. Și vreau să vă spun că suntem prima unitate în această zonă evaluată periodic după acreditare și în această lună am fost evaluați și am primit cu respect acel titlu de unitate evaluată în domeniul, în primul rând, a performanței și nu numai a resursei umane,
a bazei materiale și a progresului. Dar știți de ce am primit încă 5 ani de acum încolo această încredere de plină ca și unitate acreditată cu un progres normal și chiar ne dorim spre excelență. Știți de ce? Pentru că tuturor ne pasă de tot ceea ce se întâmplă în unitatea noastră de învățământ. Și totodată, întreaga activitate este centrată pe elev. Și totodată aș dori să vă întreb, știți de ce au luat la vizita din iunie anul acesta în serios statutul nostru? Pentru că suntem cei mai buni. Și vă felicit, dragile. Felicitări, felicitări, felicitări. Deci, felicitările le primiți cu drag. Încă o dată, prin dumneavoastră, cei dragi de acasă, părinții, bunicii, soții dumneavoastră și soțiile dumneavoastră, frați, surori, care au contribuit la susținerea voastră, la finalizarea studiilor. Pentru că nu este ușor, 3 ani de zile, să fii prezent zi de zi și să preiei cu mare atenție exact tainele unei celor trei meserii, sau mai bine zis, calificări, 3 calificări de asistentul medical generalist, asistentul medical de farmacie și asistentul medical de palio, fizio, kinetoterapie și recuperare. De aceea, în acest cadru, doresc să mulțumesc colegilor mei profesori care au reușit în acest arc de timp să preia cu seriozitate și totodată să se implice de la an la an mai mult, mai mult și iar mai mult. De aceea vreau să fiți mesagerii mei și să creăm un pod de siguranță și de realitate a acestui spațiu de timp 19 ani și să-i îndrumăm pe cei care astăzi încă nu reușesc să-și creeze un traseu normal al vieții. Asistentul medical generalist este căutat atât în Europa cât și pe celelalte continente. Avem parteneri din Germania, din Anglia, din Belgia, din Italia, ne solicită forță de muncă calificată în domeniu. Nu facem față. Nu reușim. Asta înseamnă că se face carte. Și trebuie să se înțeleagă foarte clar. Tot ceea ce se întâmplă e că toți care suntem în atenția pregătirii profesionale, profesori, medici, farmacii, plăcere, defecțiuni, micuțe, nicio problemă. 2, 3, 3, 4, probe. Spuneam de asistenți medical generalist, farmacii și de palio, care au reușit să pună în atenția voastră, dragi elevi, și nu numai, și a celorlalți absolvenți, în primul rând, o pregătire de calitate, performantă, eficientă și, de ce nu, pe baza unor parteneriate durabile, trebuie să înțelegeți și aș dori în acest cadru să mulțumesc tuturor partenerilor care sunt implicați
în pregătirea voastră și aș dori să chiar le transmit salutările mele personale și a echipei manageriale de la nivelul Centrului de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt din Pașcani. E vorba de conducerea Spitalului de Urgență Sfântul Spiridon din Iași, Spitalul CFR, Spitalul Municipal al Municipiului Pașcani și, de ce nu, și a clinicilor de recuperare care ne susțin în pregătirea elevilor noștri, în așa fel încât aș dori să le mulțumesc și tuturor farmaciilor unde elevii noștri realizează stagiul clinic, conducerilor, iar conducerii unității de învățământ, personal, familiei, profesor Nicolae Popovici, care a reușit de când domnia sa alături de doamna Popovici sunt implicați în pregătirea elevilor de specialitate. De obicei, eu m-am periat în viață pe nimeni și nici acum n-am să perii. Recunosc că am pierdut foarte mult, dar trebuie să dau cezarului ceea cezarului. În acest moment de bilanț. La fel doresc să mulțumesc partenerilor, colegilor mei în acest cadru, pentru că eforturile sunt pe măsură. Iar voi, dragi elevi, trebuie să înțelegeți că misiunea voastră nu s-a încheiat. Misiunea voastră încă din această clipă începe mult mai eficientă și mai performantă. Veți avea examene de parcurs cu seriozitate și cu aplicare. Vă rog să înțelegeți că prin tot ceea ce faceți se merită. Pentru că această, sau aceste calificări nu-i la îndemâna oricui. Atât asistentul medical generalist farmaciei și de balneo. Trebuie să se înțeleagă foarte clar pentru toți cei care doresc să devină asistenți medicali. Și chiar îmi doresc peste timp să aveți o imagine clară, să nu vă fie jenă absolut deloc. Să fiți mândri că ați reușit să fiți absolvenții acestei unități și rețineți, aveți ușa deschisă oricând. Pentru că ne interesează foarte mult inserția profesională a dumneavoastră. Vrem să știm unde și cum veți ajunge pe parcursul activității dumneavoastră și e bine să înțeleagă foarte clar și părinții și cei care sunt prezenți că avem unități de învățământ unde ne calcă pragul 3 ani de zile absolvenți cu una, chiar două facultăți. Avem chiar la București 51,2% absolvenți în anul întâi de studii superioare. Deci, trebuie să se înțeleagă clar că misiunea noastră nu este ușoară, pentru că ne vin elevi destul de bine pregătiți în anumite domenii și de aceea resursa umană pe care noi trebuie să o avem în unitățile de învățământ trebuie să fie la cele mai înalte cote. Adevărați performeri trebuie să fim noi, după care dumneavoastră la final de 3 ani de zile. De aceea, încă o dată, n-aș vrea să mă repet, ținând cont că timpul este în defavoarea noastră și căldura este foarte apăsătoare, eu vă mulțumesc. Vă doresc să vă fie bine în viață. Dar nu uitați că aveți o misiune foarte clară, să nu țineți tot ce ați făcut dumneavoastră, numai pentru dumneavoastră. Dați-le o speranță și celor care încă nu reușesc să se așeze din punct de vedere profesional.
direcționații atât spre noi, cât și pentru celelalte centre, depinde din ce zone sunt, pentru că le putem oferi o șansă a vieții. De aceea, Dumnezeu să vă ajute pe toți unde veți ajunge și nu uitați de noi că ne pasă în continuare atât de voi și de cei care ne vor călca pragul. Vă doresc mult succes! În acest cadru voi da cuvântul domnului director, profesor Nicolae Popovici. Vreau să vă spun că m-a aflat în fața dumneavoastră în dublă ipostază. Una de director al școlii postliceale și cea de-a doua de îndrumător de an la trei farmacie. De-aia, emoțiile mele s-au dublat. Și cele câteva cuvinte pe care vreau să vi le adresez, mi le-am notat pe o fițuică și cu permisiunea dumneavoastră aș vrea să le dau citire. Stimați invitați și colegi, dragi elevi, mă simt onorat și emoționat, chiar sunt, să mă aflu alături de dumneavoastră în această zi de sărbătoare pentru elevii și profesorii Școlii Postliceale Sanitare, Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt, astăzi, cu ocazia depunerii jurământului asistentului medical. Vreau să vă mulțumesc, dragi absolvenți, pentru prezența dumneavoastră la acest eveniment și să vă spun că dacă ați ajuns la final, înseamnă că ați fost serioși în activitatea dumneavoastră pe parcursul celor 3 ani de studii. Vă felicit pe toți pentru munca și onestitatea de care ați dat dovadă, pentru performanțele și predaniile voastre. Vreau să mulțumesc colegilor mei pentru dăruirea și eforturile depuse ca voi să vă aflați astăzi aici. Nu în ultimul rând, timp să felicit și pe cei care v-au susținut și încurajat pe parcursul celor 3 ani pentru răbdarea, înțelegerea și sacrificiile făcute alături de voi. La finalul anului 3 mai aveți încă un hop. Examenul de absolvire, pentru care vă rog să vă pregătiți și să vă puneți efortul necesar pentru a obține rezultatele cele mai bune. După aceea, veți fi într-un adevărat război pentru sănătate. Misiunea voastră este să luptați cu boala, dar mai ales să cultivați dorința și responsabilitatea omului de a-și păstra sănătatea. Trebuie să deveniți conștient că linia frontului acestui război trebuie mutat în afara granițelor spitalelor. Să luptați pentru sănătate, iubindu-ne aproapele, iubind copiii, în familie, dar mai ales să luptați gândind sănătos. După festivitatea de astăzi, că vă cred că veți înțelege cu toții că sunteți mesagerii unui sistem care, cu ajutorul vostru, va fi mai bun și pe care voi îl puteți face mai bun. Vă doresc alte sănătate și multe succese în cariera dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atenție. Urmează un moment festiv de strigare a catalogului, deci voi invita alături de mine pe doamna maestru instructor Ionela Baciu, kinetoterapeut, îndrumător al anului 3, proaspeți absolvenți ai calificării asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Bună ziua! Onorați invitați, stimați cadre didactice, dragi elevi, sunt emoționată că mă aflu astăzi aici. În ceea ce vă privește, vă doresc să
reușiți pe drumul pe care îl urmați și să profitați de tot parcursul vostru de-a lungul acestor ani. Vă mulțumesc și voi începe să stric catalogul. Bocan Andrei Cristian. Chihaia Mihaela. Chiriac Claudia. Filip Bianca Ionela. Filip Rodnica. Leahu Agnesa. Lucas Andrei. Moscu Andreea. Onofrei Ioana Cristina. Pintileasa Crinu Cristinel. Sandu Adrian. Calificarea asistent medical de balneofizio, kinetoterapie și recuperare. Invităm așadar următorul de an al calificării asistent medical de farmacie, domnul director, profesor Nicolae Popovici, pentru calificarea catalogului. Acum sunt în cea de-a doua ipostază și vreau să vă spun că am devenit următor de an în farmacie, acum un an și jumătate. O clasă de fete, o clasă extraordinară, cu ajutorul cărora am realizat multe și cărora le doresc mult succes în carieră și să strigăm catalogul. A Tudorii Roxana Elena. Elena.
Mâncă Alexandra Maria. Pătrăgică Roxana Maria. Puiel Oana Roxana. Rătarin Mihaela. Ștefănescu Aura Elena. Veniș Sica Sorina. Îi doresc mult succes și multă sănătate! Felicitări! Urmează calificarea asistent medical generalist, pentru care o invităm alături de noi pe doamna îndrumător de an a anului 3A, absolvenților anului 3A, doamna asistent medical licențiat Camelia Cristina Popovici. Bună ziua, bine ați venit! M-am gândit foarte mult ce aș putea să spun unor asistenți de la asistenți medical generaliști și vreau să vă spun că am găsit un decalog al profesorului Masci din 1935, profesor spaniol, care a dat o îndrumare pentru această meserie care sună așa: onorează-te bolnavul tău de orice vârstă a fi, că este copil, tânăr sau bătrân. Oferă aceeași stimă și atenție săracului, dar și bogatului. Respectă nobila misiune, începând cu însăși persoana ta. Oboseala ta să fie luminată de dragoste și de plândețe. Să nu umilești niciodată pe bolnav, care și așa e umilit de boala lui. Să nu uiți niciodată că secretul ca ți se încredințează în ceea ce te privește, o maladie trebuie păstrat. Să nu vezi în îngrijirea bolnavului tău o corvoadă. Niciodată față de bolnav să nu te arăți neîncrezător în reușita tratamentului. Nu ajunge bunăvoința, ci se cere și știința în îngrijirea bolnavilor. Nu discuta și nu contrazice niciodată prescripțiile medicale în fața bolnavilor. Dragi absolvenți, vă doresc să aveți succes, să arătați compasiune, dragoste și respect față de pacienții voștri. Mult succes! Balușa. Ciobanu Mihaela. Yeah.
Gheorghică Ștefana Roxana. Gerasim Cristina. Grigorie Elena Mădălină. Iacobescu Denisa. Iordache Roxana. Macovei Ionuț. Madame Marina. Margarita Ramona. Mihaela Simona. Pădurarul Maria. Pascalul Roxana. Pavel Anca. Prista cu Mihaela. Ungureanu Elena Eliza. Ungureanu Ana Maria. Mulțumim! O invit așadar alături de noi pe următoarea anului 3B a proaspeților absolvenți, doamna asistentă medicală licențiată Gabriela Cristina Alexiu. Dragi elevi, îmi este greu să mă despart de voi, pentru că ați fost o generație de copii buni, care s-au descurcat foarte bine în orice situație și cu care, cu siguranță, veți face performanță în viitor. Însă acumularea constantă de informații v-a făcut să fiți ceea ce sunteți cu toții astăzi, în pragul examenului de absolvire. Astfel, dincolo de cunoștințele pe care le-ați dobândit în cei 3 ani, s-au aflat de fiecare dată oameni, adevărați îndrumători, care nu au fost întotdeauna îndeajuns de lângă viitori cu voi, dar care v-au inoculat bune principii de viață și v-au ajutat să vă construiți propriul sistem de valori. Acestea fiind spuse, dragi colegi și dragi absolvenți, vă urez să fiți cei mai buni din spitalul, policlinica sau cabinetul în care veți activa mai departe. Vă urez să fiți foarte buni asistenți medicali, să continuați studiul fiind ghidați de o pasiune sinceră și nemăsurată, să nu vă pierdeți speranța unui viitor luminos pe care o să-l clădiți zi de zi și astfel veți obține răsplata pentru eforturile voastre. Felicitări!
a Elenei Andrei Marian. Agache Elena Cătălina. Felicitări! Artenie Andreea Basilica. Alexa Dragoș Basilica. Purcut Mariana. Bechir Ionela Alexandra. Felicitări! Ciobanu Marian Basilică. Felicitări! Ciubotariu Alina. Felicitări! Ciubotaru Adina Lăcrămioara. Florea Alexandra Florina. Ierasim Raluca Gabriela. Giurgiubeanu Ionela Andreea. Hanciu Irina Dumitrița. Hâțan Octavia Basilica. Cusău Ionela Dumitrița. Ignat Gabriela. Felicitări! Mădăuțe Gabriela. Moglan Mihaela Gabriela. Moise Carmen. Moțu Corcotel Ecaterina Gianina. Ianole Vlad Dumitru. Prău Andreea Roxana. Pleșcan Nicoleta Anca. Puiu Carmen. Bravo! Rusu Ramona Petronela. Simionică Dana Andreea. Trâmbu Anda Mădălina. Târpescu Lenuța Costinela. Felicitări tuturor! Felicitări! Mulțumim! Esența acestei festivități este depunerea jurământului asistentului medical, drept pentru care o invit alături de noi pe doamna maestru instructor Ionela Baciu. Vom depune jurământului Hipocrate. În numele vieții și al onoarei,
Jur să îmi exercit profesia cu demnitate, să respect ființa umană și drepturile sale și să păstrez secretul profesional. Jur că nu voi îngădui să se interpună între datoria mea și pacient considerații de naționalitate, rasă, religie, apartenență politică sau stare socială. Voi păstra respectul deplin pentru viața umană, chiar sub amenințare, și nu voi utiliza cunoștințele mele medicale contra legilor umanității. Fac acest jurământ în mod solemn și liber. Felicitări! Felicitări, dragi noștri! Îl invităm alături de noi din nou pe domnul președinte, fondator, director general, profesor dr. Viorel Ienea, pentru felicitarea invitaților. Dragii mei, în aceste clipe minunate și deosebite pe care le traversez atât eu cât și colegii mei profesori și dumneavoastră astăzi prezenți la aceste manifestări organizate de Școala Pozițial Sanitară, Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt din Pașcani, cred că merită toate aplauzele noastre cei mai minunați absolvenți. Aplauze, aplauze, aplauze! Pe lângă că sunt frumoase și frumoși absolvenții noștri, dar sunt și meritori printre ei, de aceea este bine să cunoașteți că unitatea noastră de învățământ de la nivelul Centrului de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt din Pașcani este anul acesta centru de examen, unde ne vor călca pragul absolvenți din Centrul de Studii European de la Bacău cu calificarea asistent medical de balneo, fizio, kinetoterapie și recuperare, de la Centrul de Studii European din Piatra Neamț vor fi prezenți, absolvenți, tot pe calificarea asistent medical de balneo, fizio, kinetoterapie și recuperare. Și e bine să cunoașteți și de la Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt din Botoșani vor fi la fel prezenți în luna iulie la examen, pentru că avem două perioade de examen, în luna iulie, unde vor susține examenul de calificare asistentul medical de farmacie și asistentul medical de balneo, fizio, kinetoterapie și recuperare, iar în luna august, asistenții medicali generaliști. De aceea, e bine să se cunoască că efortul nostru de peste 18 ani se materializează în primul rând prin tot ceea ce am reușit să punem în atenția a tinerii generații și nu numai, și cei cu experiență, avem persoane care își completează studiile. De aceea doresc să urez tuturor cadrelor didactice implicate în examenul din luna iulie și august succese depline și misiunea domniilor lor e foarte importantă, seriozitatea, pentru că trebuie să conștientizăm că sunt tineri la fel de valoroși atât la Pașcani, la Bacău, la Piatra și la Botoșani, care vor fi prezenți la examenul de luna iulie. Și consider că această misiune foarte importantă îi revine domnului director în primul rând și de ce nu și celorlalți profesori care se vor implica prin seriozitatea domniilor lor, în așa fel încât trebuie cu tot efortul să reușim să punem în valoare pregătirea profesională a absolvenților noștri.
Și e bine ca în acest cadru să mulțumesc și cred că sunteți de acord întregii mass media care îl avem ca partener și avem ca partener în activitatea noastră de aproape 19 ani, pentru că scurtul istoric al activității noastre am început cu reconversia profesională în 2017, deci bine, pardon, în 97, deci ne aduc aminte foarte clar, când acum 19 ani n-a fost ușor deloc, un început destul de important pentru noi toți, personal și pentru mine. De aceea, consider că elevii noștri, astăzi prezenți și totodată victorioși, atât în luna iulie cât și luna august, consider că merită toate aplauzele noastre. E bine să cunoașteți că din centrul de examen, la centrul de studii din Pașcani, unul din centrele de examen, că avem centrul de examen și la Cumpărum, și la Botoșani, e bine să cunoașteți că totul a fost aprobat de Ministerul Educației Naționale, de inspectoratele școlare, încă din luna ianuarie 2016. De aceea, dați-mi voie, ca în acest cadru, să ofer diplomă de excelență domnului profesor Nicolae Popovici, directorul Școlii Post-Liceal Sanitare, Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt din Pașcani, cu prilejul participării la festivitatea de depunere a jurământului asistentului medical, pentru susținerea, promovarea și dezvoltarea învățământului particular preuniversitar românesc. Felicitări, domnule președinte! Conferă diploma de excelență domnului Cătălin Cojocaru, director BTV Pașcani. Dacă avem un reprezentant, dacă nu, o să se înmâneze domniei sale la nivelul unității de învățământ. Se conferă diploma de excelență domnului Marius Parteni, director actualitatea TV Pașcani. Se conferă diploma de merit doamnei maestru instructor Cristina Gabriela Aisiu. Aplauze! Pentru contribuția adusă la educarea și formarea profesională a asistenților medicali din cadrul Școlii Post-Liceal Sanitare. A asistenților medicali. Se conferă diploma de merit domnișoarei farmacist Iulia Adriana Bița. Aplauze pentru domnia sa. Se conferă diploma de merit pentru contribuțiile aduse la educație.
educarea și formarea profesională a asistenților medicali din cadrul Școlii Provinciale Sanitare, doamnei farmacist Brândușa Gabriela Chirvasă. Nu este momentan. Mare rău. Domnișoara profesor Ionela Baciu. Aplauze, aplauze, aplauze. Felicitări! Se conferă diploma de merit domnișoarei profesor Raluca Ștefania Piu. Aplauze, aplauze, aplauze! Se acordă diploma de merit pentru contribuția adusă și educarea și formarea profesională a asistenților medicali din cadrul Școlii Provinciale Sanitare, doamnei profesor Angelica Blagoci. Vă rog să o țineți tot așa, pentru tot ceea ce împreună am reușit. Și trebuie să-i mulțumim domniei sale prin multe aplauze. Pentru experiența domniei sale, pentru tot ceea ce a reușit să implementeze alături de ceilalți colegi profesori la nivelul unității noastre. Se conferă diploma de merit doamnei profesor Gabriela Teodorescu. Aplauze, aplauze, aplauze. Se conferă diploma de merit pentru contribuția adusă la educarea și formarea profesională a asistenților medicali din cadrul Școlii Provinciale Sanitare, doamnei profesor Ana Maria Gospodaru. Aplauze, aplauze, aplauze. Se conferă diploma de merit doamnei secretar economist Diana Elena Hamciu. Aplauze, aplauze pentru această școlăriță deosebită. Se conferă diploma de merit domnișoarei profesor Maria Irnia. Aplauze, aplauze, aplauze și iarăși aplauze. Felicitări! Se conferă diploma de merit doamnei maestru instructor Maria Lina Todică. Aplauze, aplauze, aplauze. Se conferă diploma de merit
pentru contribuția adusă la educarea și formarea profesională a asistenților medicali din cadrul Școlii Pozițial Sanitare, doamnei maestru instructor Mihaela Afoare. Aplauze, aplauze, aplauze domnii sale pentru tot ceea ce a reușit să implementeze în cadrul unității noastre de învățământ. În primul rând vreau să vă doresc multă sănătate la toți cei ce am reușit să oferim diplome și încă nu ne oprim. Se conferă diploma de merit șeful promoției 2016 pentru rezultate deosebite obținute în cadrul Școlii Pozițial Sanitare al Centrului de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt, absolventei Andreea Roxana Carcea. Aplauze, aplauze și multe felicitări! Atât domnii sale, cât și familiei domnii sale. Ia uitați aici, produsul muncii și efortului domnului Sară. Felicitări, felicitări, felicitări! Felicitări! Aplauze! Aplauze, cum să nu? Diplomă de excelență, profesorul anului 2016, pentru întreaga activitate desfășurată în cadrul Școlii Pozițial Sanitare, Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt din Pașcani, doamnei profesor Angelica Blagoci. Aplauze, aplauze și iarăși aplauze. Numai un pic, e un caz mai special din partea mea și a familiei mele, ofer și acest mesaj deosebit pentru domnia sa, care a reușit alături de noi să fie cu adevărat și o adevărată colegă și nu numai atât, o pot pune în atenția dumneavoastră că face parte din marea familie a noastră. Vă mulțumim, doamnă profesor, prin dumneavoastră și familiei dumneavoastră. Diploma de merit. Elevul anului 2016. Se conferă pentru implicarea în activități și rezultate deosebite obținute în cadrul Școlii Pozițial Sanitare, Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt din Pașcani, absolventei Agache Elena Cătălina. Felicitări și aplauze! Cătălina a soțit tot așa, o feliciți dumneavoastră și să reușești cu drag în tot ce ți-ai propus. Am înțeles că imediat o să îți oferim și cuvântul. Se conferă diploma de merit absolventei Burgut Manuela pentru implicarea în activități extrașcolare, proiecte și concursuri pe parcursul celor de ani de studiu. Felicitări!
față de ceea ce ne-am propus, dorim să invităm atât elevul anului, șeful de promoție și profesorul anului, dacă are un mesaj atât pentru dumneavoastră cât și pentru noi toți, sunt invitați să ia cuvântul. Poftiți! Nu este o ordine. Deci aveți... Poftiți! Bună ziua, dragi invitați! Astăzi se culeg roadele muncii noastre din ultimii 3 ani. Cu acest prilej, țin să vă mulțumesc profesorilor noștri care ne-au îndrumat cu dăruire și familiilor noastre care ne-au sprijinit necondiționat și nu în ultimul rând nouă elevilor care am urmat aceste cursuri cu devotament ca într-o zi să ajungem să ne desfășurăm meseria noastră cu foarte multă dragoste. Mii de mulțumiri tuturor, dar îndeoseb domnișoarei îndrumător Ionela Baciu și felicitări tuturor colegilor. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Felicitări! Ceilalți colegi, elevi care doresc să-și prezinte un mesaj. Bună ziua, stimați profesori, dragi colegi, destinși părinți și invitați! În primul rând, vreau să mulțumesc în mod special persoanelor datorită cărora mă aflu azi în fața dumneavoastră. Persoane care m-au fost mereu aproape și mi-au oferit sprijin necondiționat. Vreau să le mulțumesc părinților mei, colegilor mei, domnilor profesori și nu în ultimul rând, îndrumătorului nostru de ani, ICU Gabriela. Dragi colegi, am parcurs împreună 3 ani. Uneori a fost mai greu, alteori mai ușor. 3 ani presărați cu emoție și muncă. Dar iată ne-a ajuns la capătul acestui drum. A fi asistent medical presupune o uriașă responsabilitate, devotament și profesionalism. Știind că sănătatea este lucrul cel mai de preț al omenirii și se află în îngrijirea noastră. În viața cadrelor medicale există, așa cum spunea Tudor Arghezi, 2 tipuri de chin. Chinul învățatului și apoi chinul cel de toate zilele, al perfecționării. Astăzi am făcut primul pas. Am pus piatra de temelie al viitoarei noastre cariere. De aici drumurile noastre se despart și cu această ocazie vreau să urez fiecăruia dintre voi mult succes în nesfârșitul drum al perfecționării. Indiferent de calea pe care o vom alege, vă rog să nu uităm scopul nostru comun, bunăstarea pacientului. Și pentru aceasta să fim oameni și profesioniști, oamenii din fața noastră. Să ne folosim toată priceperea și tot interesul pentru a dobândi mereu stima pacienților noștri și nu în ultimul rând pe a noastră înșine. Vă mulțumesc! Bună ziua tuturor! Distinși profesori, stimați părinți și invitați, permiteți-mi, vă rog, să adresez felicitări nouă tuturor absolvenților Școlii Posticiale Ștefan cel Mare și Sfânt, promoția 2016. De-a lungul celor 3 ani, am trăit cu toții momente pline de emoții, cu satisfacții, poate cu insatisfacții, dar cu un final fericit. Astăzi, începem un nou drum pentru noi. Postura în care mă aflu se datorează unui cumul de factori, alăturați efortului meu personal, depus de-a lungul parcursului educațional, astăzi finalizat. Mulțumesc, domnule președinte, fondator Viorel Neam, pentru condițiile asigurate în formarea noastră profesională. Mulțumesc domnului director Nicolae Popovici, care, din fericire pentru noi, a fost și îndrumătorul nostru de an, pentru profunzimea dovedită în soluționarea problemelor noastre. Și, nu în ultimul rând, mulțumesc întregului corp profesoral pentru aportul adus, înlărgirea orizontului nostru de cunoaștere și familiei mele, care m-a susținut și încurajat. Ceea ce îmi doresc este ca viitorul să ne ofere posibilitatea de a ne practica meseria în mod onorabil, așa cum este și firesc. Greul abia acum începe. Vă mulțumesc! Nu putem putea ultim capitol din această festivitate fără a adresa mulțumiri și a acordat diplomul de excelență domnului președinte, director general, profesor Dr. Viorel Neam, fără de care nu ne-am fi aflat astăzi aici.
îi mulțumim pentru implicarea, dăruirea și abnegația cu care conduce această școală posticeală și Fundația Centrelor de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt și Europei. Vă mulțumim și vă rog să primiți. Vă mulțumim. Mă onorează, dar mă și obligă. Trebuie să înțelegeți că de fiecare dată am emoții. E bine să cunoașteți și dumneavoastră că la nivelul centrelor de studii europene și Ștefan cel Mare și Sfânt, începând de anul acesta, funcționăm cu un consorțiu legal constituit pe teritoriul României, Consorțiul Centrelor de Studii Europene și Ștefan cel Mare și Sfânt, unde fac parte 9 unități de învățământ, alături de 9 directori, alături de elevii celor 9 unități și cadrele didactice ale celor 9 unități. De aceea putem în acest cadru să ne raportăm după o muncă titanică de aproape 20 de ani, atât cu momente mai puțin fericite, dar și lucruri, să spunem, bine așezate, cu condiții de a le dezvolta pe mai departe. Dar ele nu puteau să se realizeze decât datorită dumneavoastră, dragilor elevi, dumneavoastră, dragilor cadre didactice, și, bineînțeles, cu așezarea noastră managerială a tuturor colegilor mei, parteneri, colaboratori, cei 9 directori care am reușit să punem în atenția tuturor zonelor lucruri care ne pasă de ele. Încă o dată, felicitări și vă mulțumesc! Încă o dată, mă onorează, dar mă și obligă! Invit acum în cemă elevii de anul 3 care vor preda cheia succesului promoției elevii de anul 2. Un nou drum se deschide pentru noi. Înmânăm cheia succesului colegilor noștri din anul 2 și le urăm să obțină performanțele dorite și mult succes! Vă mulțumim pentru urări! Suntem împreună acum, la sfârșitul unui nou an școlar, întâmpinând emoționați o nouă etapă din viața voastră și sper ca una plină de succes. Sunteți într-un moment de răscruce. Pe de o parte este un punct terminal, iar pe de alta un punct de pornire. Am vrea să vă transmitem, baftă la examen, o carieră plină de succes și să vă realizați pe deplin visurile. Iată cheia succesului! Alături în această zi festivă. Mulțumim absolvenților, vă dorim felicitări, drum drept în viață, să aveți o meserie de succes, cea pe care v-ați ales-o dumneavoastră. Iar dumneavoastră vă mulțumim din nou că ne-ați fost alături și vă dorim să aveți parte de tot. Urmează o poză de grup. Rugăm toate cadrele didactice să ni se alăture.